Astăzi vom testa 100 de mituri în 24 de ore pe Minecraft. Ați văzut foarte bine, dar înainte de asta, dați neapărat toți care vedeți asta un subscribe la acest canal să facem cât mai mulți abonați. Și, bă, cred că ar trebui să începem în direct. Pentru primul mit, fiți atenți ce am pregătit. Bun, deci, practic, prima oară vom face un fel de țarc, să zicem așa, de fapt, stai. Să-l facem exact așa. Cred că e suficient, sincer. Ai mai bine mai fost și așa, de fapt, că trebuie să fie suficient, dar împânzit, cum s-ar spune. Bine, de fapt, e puțin pe cam jumate în pantă, dar asta e partea a treia, am pus așa. Și, hopa, hai să spargem astea și acum spawnăm, fiți atent de nu, o oaie, dar cu o culoare albastră. Wow, ce prea vezi pe asta, sau să o lăsăm așa? O lăsăm așa și acum spawnăm un invoker și ar trebui să facă, să-i schimbe culoarea, dar nu știu cum. Uite, ia, vedeți acum și fie că se uite la ea. O să încerce. Sau? Haide, brodere! Oare e ăsta? Sau ăsta? Bă, așa trebuia să facă. Trebuia să-i schimbe culoarea, dar nu te ghici, nu-i schimbă. Ok, deci... este așa, oare... Mai sunt mai multe tipuri de evoker? Nu prea cred că sunt mai multe tipuri de evoker, bro. Uite, doar ăsta. Adică nu înțeleg de ce nu merge. Ok. Poate nu mai merge asta în Minecraft 1.20, nu înțeleg, sincer, deci... Na, mitul ăsta se pare că e fals dacă a intrat pe mine. Și că dacă construiești o chestie de gen, nu știu, un fel de rampă, presupun că e suficient, ai de brădere, stai aici, așa, și dacă aici pui miere, ci că poți cumva să te tragi și să ajungi la finalul parcursului. Nu știu cum e posibil așa ceva, dar, na, hai să încercăm, e suficient după câte cred eu. Hai să punem și mierea asta, dar așa, așa. Și mai trebuie să punem și sub și deasupra un strat, cred. Deci, na. Bun, așa. Și acum ultimul strat trebuie să fie deasupra, cum ar veni. Nice. Exact, exact așa. Dar acum, ca să nu cad, cred că o să pun și aici. Nice. Așa. Și acum hai să vedem dacă este real să mă pun și eu pe Game Mode Survival. Ok, băieți și fete, bun, deci am reușit, am emoții puțin. Hai să vedem. Și merge. Stai, că nu prea înțeleg, bro. Chiar merge? Bă, fii antena că merge! Ok, nu mai știu, aștept la asta, ia fii antena. Deci merge! Holy moly, guacamole! Sper că vede bine că e puțin noapte. Însă, o fii antena că am pus blocul ăsta puțin mai încolo. Bă, dar concluzia e că chiar merge, sincer, nu mai știu, aștept la asta. Deci, na, hai să vedem. Practic, mitul ăsta e adevărat, pentru că poți să mergi așa. Deci, da, eu zic că e o chestie destul de șmecheră, dar hai să pun și asta aici și da. Nice, și cum facem MLG? Yay! Ok, da, nu cred că a mers, dar da, revenim cu următorul mit. Ok, fiți atenți la mitul ăsta, deci pur și simplu, ia vedeți, o nicovală, dacă îi dăm drumul pe această, chestie, să vedem ce se întâmplă. Oh, se sparge, da, toată lumea se știe, da, îmi dau seama, o nicovală peste un buton, nicovala se sparge în butonul, doamne. Hai să le aruncăm așa, o nicovală peste un trapdoor de ăsta, nicovala se sparge, da, evident. O nicovală peste un slab, nicovala se sparge. Dar o nicovală în lavă nu pățește nimic. Wow, foarte mare logica în Minecraft. Deci, da, pur și simplu, nici măcar nu s-a spart nicovala sau, mă rog, nu s-a spart, nici măcar nu s-a topit, nu știu, n-a pățit absolut nimic, gen... Da, nu știu, chestia asta e puțin șocantă. Ok, deci avem aici foarte multe mituri. Primul mit spune că, cică, dacă faci așa, o să se... ok, deci nu, că trebuie iar să mă bat cu asta. Haide, nu, în sfârșit l-am omorât, ok. Da, a rămas fără săgeți, bro, pe bune, mai trebuie să-mi dau din creativ, dar mă rog, asta nu contează. Bro, ia săgeți de pe jos, man. Bă, nu merge! Wow! A, da, cred că ar trebui direct să-mi dau un game mode creative și să văd unde eram. Ok, bro, de-aia am pierdut totul, man, pe bune. Na. Ceva clasic, dacă putem spune așa. Sigur, sunt în coace, da. Exact cum credeam. Deci trebuie să-mi dau aceleași chestii în inventar. Flint and steel. Să-i flint and steel. Lava. Arrows. Stai, da, vreau și eu, nu știu, gen. Vreau 64 de săgeți, bro, sau ceva de genul, nu știu, nu doar una. Așa, la arc. Cum se zice la arc în engleză, bro? E pe aici, pe la arme. Da, bău, așa, bău. Așa, am nevoie și de catapultă și mai avem nevoie de ceva, brodere? Da, nu prea, cred că mai aveam nevoie de...
De nimic, deci hai să începem. Stai să mă pun direct pe creativ, dacă putem spune așa. Game mode survival, de fapt. Survival. Sper să nu mai vină creeper, asta e toată chestia. Ok, deci da, primul mi spune că dacă dăm aici un fel de stil, o să se aprindă tot asta. Oh, bă, nu s-a prins chiar cum am, nu știu, cum ne imaginam noi. Practic se aprinde așa, gen pe porțiuni. Uite, se aprinde în porțiunea asta și dacă n-ar mai fi asta, s-ar aprinde din partea asta până în partea asta. Dar da, practic mitul ăsta e complet fals, man, pentru că nu e cum ne așteptam noi, asta e toată faza. Așa, al doilea mit spune că dacă pui aici cu flint în stil, o să ia foc ambele chestii astea, hai să vedem. Hai să vedem și... Eu cred că o să ia foc, ești nebun? Haide. Băi, ești nebun, uite, nu prea ia foc, asta e faza. Destul de interesant, sincer. A, ba da, lua foc, mi-e fals, ok, hai să nu faci, să nu dăm foc la toată natura. În fine, și după avem un mit cu apa, dar înainte de asta avem un mit, ci că poate să treacă săgeata prin aceste găuri, asta vedem. Ok, se pare că e total fals, opa. Și, acum. Na, așa și cu arbaleta, poate? Hai că... Ok, bro. Chiar acum. Și... Oh my god, trebuie să dau la mai distanță, că e ușă și gen, mi se activează ușa și practic nu. Ok, da, se pare că nici cu arbaleta nu merge, dar aici poate merge, cine știe. Ok, nu merge. La ușa asta nu merge și aici nu merge. Dar poate cu arbaleta merge. Da, se pare că nici cu arbaleta nu merge, wow. Foarte interesant. Însă n-a nici cu tridentul nu merge, cam am încercat eu. Iar următorul mi spune că n-ai cum să... Că gen, dacă pui lavă în apă, se face obsidian. Da, clasic, toată lumea știe. Da, și te pare că tu mai ce trebuie să mă pun iar pe game mode creative ca să-mi iau iar lavă. Așa, în fine. Și practic următorul mi spune că dacă pui această lavă în acea chestie, nu știu cum se numește exact, în acel recipient, practic nu o să se facă obsidian. Ia să vedem. Ok, deci cum e posibil? Uitați-vă și voi. Când pui lavă aia, așa se face obsidian, iar când pui lavă aici, rămâne așa. Cum este posibil așa ceva? Deci scrieți toți acum în comentarii cum este posibil așa ceva, băi, zice, mie mi se pare insane, nu știu. Dar, da. Hai să mai vedem, cred că cam am făcut toate miturile care au mai rămas aici. Și bro, am încercat eu și nu știu ce nu se face un portal de ăsta, bro, pe bune. Adică, scrieți în comentarii, eu n-am făcut totul corect aici cumva. Și nici aici, zi? Na, nu știu. Dar da, cred că cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați neapărat de un like, un share, un subscribe și noi ne auzim data viitoare cu un nou episod. Și pa, și pa!